Bună seara, sunt Florida, iar alături de mine este Matei de la Sporting București. Bună, Matei! Bună! Cum vi s-a părut meciul de astăzi? Am început foarte slab. Am luat un gol în prima fază și ne-a cam scăzut moralul din cauza asta. Da. V-ați mobilizat mai greu, ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, părerea mea că ne lipsesc și niște jucători de bază și nu prea am avut schimbări astăzi. Am jucat cam cu primul 6 tot meciul și asta s-a văzut la condiția fizică pe teren. Și, mă rog, am revenit de la 3-0, dar până la urmă am luat bătaie. A doua repriză, cum ți-a părut? A doua repriză cred că a fost mai slabă decât prima. În prima am revenit mai bine în joc, dar în a doua am căzut fizic, părerea mea, și am luat bătaie. Acum ați fost la o diferență mică de goluri. Sperați pe viitor să fie mult mai ok. Da, în meciul trecut am făcut 5-5 cu ei. În meciul ăsta am luat bătaie la două goluri diferență. Eu zic că una peste alta a fost un meci bun, având în vedere că am jucat cu o echipă de Liga 1. Ne-am descurcat destul de bine. Unde vă vedeți în cadrul campionatului? În campionat, cred că locurile între 4 și 6 e maximul ce putem să obținem sezonul acesta. Poate data viitoare o să facem o echipă mai bună. Ce considerați că ați avut în minus față de echipa adversară? Astăzi nu prea am legat pasele, cred că asta a fost minusul cel mai mare. În rest, cred că am jucat la fel ca ei, adică am jucat bine, dar la pase, nu ne-am descurcat. Am înțeles. Bine, atunci mult succes pe viitor și cât mai multe victorii. Mulțumesc frumos! La revedere! La revedere! A fost Sporting București. Vă mulțumim și vă așteptăm pe pagina oficială de Facebook, dar și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorului principal, Cipita Stars. O seară frumoasă!